Bun găsit, dragi telespectatori! În luna martie, o lună plină de iubire, o lună plină de frumos, o lună care ne aduce mărțișoare foarte frumoase, o lună în care sărbătorim Ziua Femeii și nu numai, deci, într-un cuvânt, iubire. Astăzi ne aflăm în Comuna Zemeș, la invitația domnului primar Răzvan Tudose, pentru a vedea o surpriză. O surpriză a fost și pentru noi. Acum ne aflăm la școală, în compania doamnei, la invitația doamnei profesor de limbă și literatură română, doamna Daniela Mărian. Doamna Daniela ne va spune astăzi o poveste foarte frumoasă, așa că în următoarele minute vă las să ascultați povestea mărțișorului din Comuna Zemeș. Într-adevăr, ceea ce am gândit noi aici la Zemeș este o poveste, pentru că iubirea întotdeauna naște povești. Acțiunea pregătită de mine și de dragii mei colegi, cei mai inimoși colegi pe care cineva ar fi putut să-i aibă, a fost izvorul unei idei de moment, venită într-o zi când așteptam cu minte într-o stație de autobuz de aici din Zemeș, autobuzul pentru a merge la școală. Am fost încântată de fiecare dată de mesajul pe care primăria îl are în fiecare stație, un mesaj motivant, un mesaj care are darul de a face să-ți fie ziua mai frumoasă și în același timp să crezi că nu se poate întâmpla nimic, că viața merge mai departe și e foarte frumoasă. Școala noastră și colegii mei implicit, am dezvoltat o relație specială cu comunitatea zemeșeană, cu părinții copiilor pe care noi îi păstorim. Și pentru că e luna martie și pentru că condițiile actuale ne impun anumite reguli și restricții, m-am gândit, pentru a fi aproape de doamnele și domnișoarele din comună, de mamele dragi ale copiilor care vin zi de zi cu inima curată la școală, să le dăruim mărțișoare, noi, cadrele didactice. Mărțișoarele pe care dumneavoastră le vedeți în fața mea sunt mărțișoare făcute de elevii școlii gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, de la cei mai mici până la cei mai mari, cu scopul de a fi dăruite mamelor în ziua de 8 martie și ne-am gândit să extindem această activitate, acest proiect și la bisericile din sat, așa că să nu vă mirați dacă o să ne vedeți în Sfânta Zi de Duminică alături de dumneavoastră. Pentru că fiecare stație are povestea ei și motoul ei și mărțișoarele puse acolo, dăruite din inimă de cadrele didactice și acea urare pe care dumneavoastră o să o vedeți, sunt izvorâte din dragoste, din respect și din inima noastră largă cu care Dumnezeu a vrut să înzestreze cadrul didactic. Am să închei spunându-vă doar atât. Ghioceii timpurii, mângâierile calde ale soarelui, albastru senin al cerului, mirosul tare de verde crud, toate ne readuc speranța, optimismul, credința în mai bine și spor în toate. E timpul să lăsăm grijile deoparte și să însuflețim noi planuri, vise și idealuri. O primăvară frumoasă, la mulți ani, din partea tuturor cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș. Vreau să închei mulțumind domnului primar Răzvan Tudose pentru sprijinul necondiționat pe care ni-l arată în fiecare zi, nu doar în luna martie, și televiziunii Exclusiv TV, pentru că a putut să fie astăzi alături de noi și ne-a oferit oportunitatea de a transmite în eter urarea și dragostea noastră. La mulți ani! La mulți ani și o primăvară frumoasă! Thank you.
ziua, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Ce faceți aici? Credeam că cineva vă oferă mărțișor, dar am văzut că dumneavoastră ați ales un mărțișor. Spuneți-mi despre ce este vorba și a cui este ideea. Este vorba de ideea cadrelor didactice din Comuna Zemeș de a oferi mărțișoare tuturor doamnelor și domnișoarelor și tuturor cetățenilor din Comuna Zemeș care așteaptă în stație un microbus sau pur și simplu prin trecere. Este o idee foarte binevenită pentru că este o idee foarte frumoasă. Chiar dacă noi în această perioadă purtăm masca în fiecare zi, bănuiesc că această idee și acest mărțișor aduce un zâmbet pe chipul fiecărui cetățean din Comuna Zemeș. Bineînțeles, bineînțeles. Asta îl voi oferi fetiței mele. Este foarte frumos! O primăvară frumoasă vă dorim și noi, sănătate și să Comuna Zemeș să aibă mereu asemenea idei frumoase și să aducă bucurii cetățenilor. Frumos, la fel și dumneavoastră. Mulțumim frumos. La revedere. Bine ați venit alături de noi la expoziția organizată de Școala Ion Creangă Bolătău, structura școlii Ștefan cel Mare Zemeș. În fiecare an, ca o sărbătoare, aniversăm la, în săptămâna 1-8 martie, zilele școlii Ion Creangă. În această săptămână avem diverse activități ale acestui proiect. Proiectul a ajuns la ediția 7 în acest an. Un mărțișor pentru literatura română, Ion Creangă. Dintre activități vă prezentăm următoarele. Nică peste timp, o prezentare și o lansare a proiectului, Cupa Mărțișorului Sport, activități sportive și o revistă alături de această Cupa Mărțișorului, o revistă Sport Focus, care a ajuns anul acesta la numărul 23 în martie 2021. Prin locurile unde a trăit Ion Creangă, activitate de documentare, lumea poveștilor lui Ion Creangă, creare de desene, compoziții plastice, eseuri și compuneri, un mărțișor pentru literatura română, secțiune de dramaturgie, hora poveștilor lui Ion Creangă, expoziție de desene, care aveți și aici alături de noi, Humulești un loc de poveste și gala premiilor în încheierea activității și a săptămânii Ion Creangă, o gală a premiilor și a recompenselor pentru elevi și profesori implicați. În general, în fiecare an, avem și parteneri din celelalte instituții din cadrul comunei noastre, și anume de la grădinița Voinicel cu program prelungit grupa mare, clasele 1-8 de la noi din școală și din școala Mihai Eminescu și în această expoziție observați lucrări ale copiilor de la 1-8 și grupă cu program prelungit. Expoziția inclusă în acest proiect se numește Hora Poveștilor lui Ion Creangă și poate fi vizitată în cadrul primăriei Zemeș, în formatul fizic, iar în formatul online, pe adresa școlii noastre, școala Ștefan cel Mare Zemeș. Mulțumesc tuturor participanților, cât mii de mulțumiri celor care m-au ajutat într-un fel sau altul la realizarea acestei expoziții și acestor lucrări prezente aici.
O primăvară frumoasă tuturor!